Salutare dragilor, eu sunt Daniel de la AgroPro și astăzi o să vă prezint noua aerotermă Heat. S-o vedem. Este ambalat într-o cutie de carton, sigilată. Să avem nevoie de un cutter pentru a o deschide. Nu întotdeauna lucrurile ies 100% pentru noi, dar cu puțină insistență rezolvăm orice problemă. Este ambalat în pungi de aer. Așa arată aerul pe Heat. Strângem puțin pentru a rămâne într-o poziție ok, să o puteți vedea. Acesta este manualul de utilizare pe care vi-l recomand să-l citiți. Despre aerotermă, este o aerotermă cu un design modern, poate fi folosită în orice ambient, are și o mare utilitate faptul că poate fi folosit în diferite unghiuri, în funcție de necesitatea fiecărui, în funcție de locație, de direcția de îndreptare a aerului cald, ne ajută cei doi fluturași pentru a o bloca pe poziția necesară. De exemplu, dacă stăm la birou, o putem folosi foarte ușor îndrepta către zona care o doriți încălzită, picioare sau alte electrocasnice. Aceasta fiind aeroterma, haideți să vedem ce face. Pentru început ne asigurăm că o conectăm la o sursă stabilă de energie electrică. Câteva cuvinte despre ea. Funcționează pe 3 trepte de viteze ale ventilatorului, două rezistențe de căldură 1500W, respectiv 3000W. Acestea fiind zise, haideți să-i vedem cum acționăm din panoul electronic. Primul pas spre acționarea aerotermei este de a trece de pe punctul 0 pe punctul 1. Butonul verde ne anunță că a pornit partea electronică. Atingem ușor butonul verde. S-a aprins întreg ecran. Pe primul buton avem puterea ventilației, care în acest moment este treapta 1. O putem trece în funcție de nevoile fiecăruia pe treapta 2, pentru atingere scurtă. Continuăm cu atingere scurtă până la treapta 3 de ventilație. Cu o nouă atingere revenim pe treapta 1. Următorul pas este de a cere să ne facă căldură în respectiva cameră, folosind acest buton, ceea ce indică un termometru. Cu o simplă atingere se aprinde prima rezistență, ce funcționează până la 1500W. Automat ventilația va trece pe treapta 1. Într-o nouă atingere pe butonul de temperatură va trece pe ambele rezistențe cu care este dotat, ceea ce produce, are o eficiență de până la 3000W. O altă funcție a aerotermei este cea de a seta temperatura. Ținem apăsat pe butonul de temperatură până avem afișat temperatura de aici, care o putem seta apăsând încă o dată până la temperatura pe care avem nevoie. Aceasta se poate duce până la 45 de grade. După care o ia de la 0, de la 5 grade. Noi o să lăsăm pe 15 grade. O altă funcție foarte importantă și foarte utilă acestei aerotermene este funcția de timer.
Asta înseamnă că o putem seta de la o oră până la 24 de ore să funcționeze cât avem noi nevoie. Apăsând ușor, mutăm numărul de ore care dorim să-l funcționeze. Repet, acestea sunt numărul de ore de funcționare. Dacă dorim o înaintare mai rapidă, ținem apăsat pe acest buton. Această aerotermă folosește o rezistență tip Feon, ce oferă o încălzire foarte rapidă, ceea ce înseamnă că nu trebuie să așteptăm foarte mult până se încălzește în cameră. Acesta este panoul. Aceasta a fost aerotermă HEAT. Dacă ai rămas până la sfârșitul clipului, este foarte important să știi că acest produs este certificat AgroProf. Ce înseamnă asta? Înseamnă că a fost testat minim 3 ani. Are o constituție robustă, incidență foarte mică în servis, raport excelent, preț-calitate, randament maxim, consum minim. Eu am fost Daniel, acesta a fost produsul prezentat de mine. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la următorul clip.